Arcada are parte de un nou examen dificil în divizia 1 de volei. Echipa gălățeană întâlnește în deplasare campioana antitră SCM Universitatea Craiova. Conducerea clubului gălățean așteaptă doar un meci spectaculos. Speranțele sunt ultimele care despart, dar le-am îndepărtat destul de mult de obiectivele propuse. Pe aceste condiții ne-am propus să încercăm să facem totuși un joc de vole care să placă publicului și să ne batem mai departe fără a mai pune presiune pentru atingerea unui obiectiv. Vrem în primul rând să creăm o echipă care să joace și să arate vole și să placă spectatorilor și chiar dacă pierdem, să pierdem totuși datorită unui joc al adversarilor, nu datorită greșelilor noastre. Arcada poate să profite de oboseala acumulată de Olteni în meciul jucat în Polonia în Liga Campionilor. Marian Apostol, revenit în postura de antrenor principal, își dorește o victorie care se poate dovedi importantă în lupta pentru titlul de campioană.